Bun găsit, oameni buni! Iată-ne după o victorie în Superliga României și așteptăm cu interes meciul cu Politehnica Iași și o nouă promovată. Te salut, Andrei! Te salut, Răzvan! Spuneam, meciul cu Politehnica Iași și o nouă promovată în Superliga deocamdată nu a arătat foarte rău, nu a strâns foarte multe puncte, ce-i drept, însă e o echipă imprevizibilă, să sperăm ca noi să câștigăm acolo la Iași. Exact cum ai spus și tu despre cei de la Iași, sunt imprevizibili. Până la urmă, o nouă promovată, cel puțin la început de campionat, joacă așa mai cu aplomb, cu ambiție, e entuziasmul acela al revenirii pe prima scenă a fotbalului românesc. Cred că trebuie să fim foarte, foarte atenți de capitolul de terminare la ei, pentru că ei cu siguranță jucăm pe teren propriu în fața propriilor suporteri și cred eu că va fi un stadion plin sau aproape plin, pentru că întotdeauna Universitatea Craiova, când a venit în zona aceea Moldovei, a adunat publicul la stadion. Trebuie să fim atenți, să ne facem noi jocul nostru și cu siguranță nu avem cum să ratăm cele 3 puncte. În ultimul meci, Universitatea Craiova s-a impus 1-0 cu Hermannstadt, însă iarăși spunem că Universitatea Craiova putea să câștige la diferență mai mare. În ultimele 2 meciuri înaintea jocului cu Hermannstadt, de la fel, Universitatea Craiova n-a reușit să câștige, dar a avut foarte multe ocazii. La Iași sparge îngheța, pentru că dacă ne reamintim din precedentul mandat al lui Regencamp, Universitatea a marcat foarte mult. Normal, dacă ne aducem aminte și despre acele rezultate spectaculoase, cred că am avut 3 meciuri la rând în care am câștigat 5-0, între care și cu rivala de moarte, cu Dinamo. Cred că așa vor sta lucrurile pe termen mediu spre lung, cu siguranță. Trebuie să mai așteptăm un pic să... Bine, sincer, să fiu și 1-0 e bine, numai să câștigăm. Să ajungem noi acolo sus și să câștigăm 1-0. Până la urmă și cum s-a întâmplat în meciul cu Hermannstadt, că am dat un gol și am câștigat. Și din penalti. Și din penalti. E tot ce contează în momentul de față. Trebuie să strângem puncte, să fim acolo sus în clasament. Acum, la finalul etapei, cu numărul 4, suntem pe locul 4. Dar eu cred că vom rămâne cu siguranță invincibili foarte, foarte multe meciuri de acum înainte. Dar asta depinde foarte mult de băieții din spate, că îi vedem la antrenament, îi vedem că tractare pentru victorie. Știm foarte bine cât de mult își dorește Laurențiu Regencamp să îi capaciteze pe băieți și să nu se lase niciodată pe tânjeală, indiferent de numele adversarului. Noi suntem Universitatea Craiova și trebuie să ne respectăm blazonul dincolo de toate. Apropo de Laurențiu Regencamp, haideți să vedem și noi câteva declarații din conferința de presă. Cu siguranță ne așteaptă un meci dificil, cu siguranță ne așteaptă un meci cu o echipă care e motivată, vor juca acasă, stadionul probabil va fi plin, pentru că este sâmbătă seară și toată lumea va profita de acest eveniment. Pentru noi este clar, ne dorim foarte mult să mergem la ea și să câștigăm cele 3 puncte. Am avut săptămâna asta timp să ne pregătim, am recuperat din jucători, am discutat despre problemele care le-am avut în meciurile trecute. Sper într-o reacție pozitivă și sper să continuăm pe același drum o perioadă mai lungă de timp. O partidă foarte dificilă, cum știți și dumneavoastră. Iașu e o echipă agresivă, cu jucători de calitate. I-am analizat foarte bine. Urmează ca și astăzi să avem o mică analiză și să-i vedem foarte bine și cu siguranță vom merge acolo să luăm cele 3 puncte. Da, l-am auzit pe Mister și pe Ștefan Baiaram înaintea jocului din Cupu. Spuneam noi că este un joc imprevizibil, este un meci cu o formație arțăgoasă, cu un antrenor la fel de arțăgos. E clar că ambiția lui Leo Grozavu se va transmite și către jucătorii săi, însă Universitatea Craiova trebuie să câștige acolo dacă vrea să imită pretenții în față, pentru că știm foarte bine acea sintagmă. Campionatul sau, mă rog, în locurile fruntașe acolo ajungi doar dacă, sau mă rog, doar dacă, dar dacă câștigi cu formații mai slab cotate și noi nu trebuie să ne mai încurcăm cu echipe de genul Politehnica Iași. Cu siguranță. Până la urmă, optimismul este la el acasă, este lucrul cel mai important. Într-o conferință de presă, când îți vezi antrenorul și unul dintre cei mai exponențiali jucători din lot, că abordează cu motivație, dacă putem să spunem așa, o astfel de partidă, asta ne, să zicem așa, ne mai relaxează și pe noi, în primul rând, ca suporter, pentru că știm foarte bine ce se întâmplă în spatele scenei și cât de bine pregătesc băieții noștri această partidă.
Referitor și la partida cu Politehnica, și cu siguranță sunt și suporteri care vor face deplasarea și ne urmăresc. 20 de lei este prețul unui bilet pe stadionul Emil Alexandrescu, sâmbătă seara de la ora 21:30. Bineînțeles, toate detaliile deplasării sunt pe pagina Peluza Nord Craiova. Acolo am văzut că au postat băieții un anunț că e 100 de lei transportul. În fine, accesați pagina și puteți vedeți acolo toate detaliile. Ai pomenit de băieții din spatele nostru. E bine să mai alăturat un băiat lotului nostru în această săptămână. Și ce băiat? Și sincer să fiu, cred că este jucătorul cu cel mai important CV care a ajuns vreodată la Craiova, nu? Da, cred că e printre cei mai importanti. Sincer, nu am apucat, dar uite, după emisiune putem să verificăm cu exactitate, dar s-ar putea să ai dreptate. La 300 de meciuri în Serie A, despre ce vorbim. Da, coleg cu Mihail, coleg cu Alex Mitriță, l-a antrenat Răzvan Lucescu, a avut numai cuvinte de laudă, sincer, la cum l-a descris Răzvan Lucescu, ca fiind cel mai bun mijlocaș alături de care a lucrat. Da, fabulos, un jucător fabulos. Net peste media campionatului, sincer, CV-ul îl recomandă și îi urăm și noi bun venit. Suntem ferm convinși că va demonstra aici la Craiova prima lui experiență pe tărâmul nostru, ca să zic așa, și uite că aici, în orașul leilor, cu siguranță va avea parte de o primire spectaculoasă și sperăm ca și jocul lui să răsplătească publicul fierbinte de la Craiova și știm foarte bine că publicul nu are foarte, foarte multă răbdare. Sperăm să demonstreze, dacă s-ar putea la noi, știi cum ar fi, Răzvan, să intre... Să dea trei goluri, să dea un hat-trick din primul meci. Și să și driblează, că dacă nu driblează, degeaba. Dacă nu driblează și dă și o pasă în spate, e o problemă. Da, glumim și noi puțin. Da, e un jucător cu un CV foarte important. Și Mitriță a avut cuvinte de laudă la adresa lui și sperăm să demonstreze. Îl așteptăm pe gazon cât mai repede. Haideți să vedem și noi ce a declarat Iasmin Curtic la sosirea la Universitatea Craiova. What is your objective with the team? Objectives, there are some other people that will give the objective. We need to work, we need to be patient, we need to go training after training, game after game, because this has to be the mentality, not to be better or the best, but to be progressive and to have good results during the season. When do you think that you will be 100% ready to enter the pitch in one of the official games? I'm 100% ready, so please don't ask me these questions, because if not, I would not be here. Iasmin Curtic, noul jucător al Universității Craiova, abia l-așteptăm să-l vedem în teren și noi, la fel ca niște suporteri, abia așteptăm să-l vedem în teren, pentru că, spuneam noi, este un jucător cu un CV impresionant, 300 de meciuri, aproape 300 de meciuri în Serie A, echipe ca Fiorentina, ca Atalanta, ca Parma, Spal, PAOK, până la urmă a ajuns și în sferturile de final ale UEFA Conference League cu grecii în sezonul 2020-2022. Joacă în Naționala Sloveniei, deci nu. Și e unul dintre cei mai importanti jucători din istoria Naționalei Sloveniei până la urmă. Are, cred că, 83 de prezențe, ceea ce... Da, joacă de vreo 10 ani. Joacă de vreo 10 ani, adică e clar, e un jucător cu experiență, un jucător care poate să tragă echipa după el, sperând că asta o să facă. Ce mi-a plăcut foarte mult, că e un jucător deschis, un jucător care are cuvintele la el și e normal, până la urmă, când joci la echipe atât de mari, se dezvoltă și abilitatea asta de comunicare și... Ce să mai, e un transfer reușit, feedback-ul sportului a fost unul excelent, urmăream chiar și social media. Vorbeam înainte de emisiune despre faptul că în acest sezon, în Superliga României, au ajuns jucători cu CV-uri impresionante și la CFR Cluj și la FCSB și la noi prin aducerea lui Curtic și a lui Alexandru Mitriță. Sperăm de fapt să crească nivelul Superligii și sperăm să avem echipe cât mai multe în cupele europene și bineînțeles la anul noi să fim acolo în grupele unei competiții europene. Așa să fie, Răzvan, Doamne ajută! Andrei, suntem la final? 3 puncte, nu? Cupul. Obligatoriu. 3 puncte, nici nu mai contează rezultatul, batem 1-0, batem 3-0, să venim noi cu punctele acasă. Foarte bine, așa să fie. Mulțumim că ne-ați urmărit. Ne vedem la următoarea emisiune.